termenele finale de rambursare. Deci soțul se adresează soției ca să nu întoarcă banii la stat. Asta a fost în 2009 și până în ziua de azi nimeni nu răspunde. Iar de la Banca de Economie Greceană a luat nici mai mult, nici mai puțin 100 de milioane de lei. Fabrica de vin de la Cojoșna este distrusă, este pe burtă. Și ea astăzi candidează la primăria Chișinău și ea astăzi este cotată în sondaje că trece în turul 2. Asta este rușine pentru Chișinău. Asta este bataie de joc față de Moldova. Cei care ne-au vândut, ne-au trădat, ne-au furat, ei astăzi candidează la funcții în stat. Iar alții de peste drum strigă că ei sunt puterea, când de fapt ei tot pe comuniști au slujit. Unde noi mergem cu așa o viziune? Noi, Partidul Liberal, avem datoria sfântă față de înaintașii noștri care au murit, care s-au jertfit, care au fost dus în Siberia, care au vărsat sânge pentru libertatea noastră, care aici în piață, în 89, au stat în genunchi și s-au ridicat în apărarea democrației și a libertății. Avem datoria sfântă față de viitoarele generații, față de copii, față de cei care vor veni după noi peste 50-100 de ani. Să păstrăm linia corectă a luptei pentru eliberare națională. Noi încă n-am încheiat această luptă. Noi avem datoria să o ducem până la capăt. Și pentru asta suntem astăzi aici. Cine vrea să fie cu noi, este binevenit. Cine vrea să servească interese străine, să meargă dincolo, în partea cealaltă. Acolo unde sunt aceia care i-au servit pe comuniști, l-au servit pe Iurii Roșca, iar acum vor să pară mai eroi naționali. Nu merge pentru a fi în serviciu poporului, trebuie să fii zi și noapte, an de an, zeci de ani la rând, așa cum domnul Gimpu, cum e doamna Corina Fusu, cum e Anatolia Laru, cum e Valeriu Munteanu, cum sunt toți colegii noștri. Dar nu, azi cu Roșca, mâine cu Voroare, poi mâine cu Filat, poi mâine cu Plăhădniuc și când am uvesc că-i...